Din această săptămână, ca urmare a solicitărilor locuitorilor din zonă, trecerea pentru pietonii de pe calea lui Traian din dreptul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților a fost mutată în fața magazinului Profi, la aproximativ 70 de metri spre centrul municipiului. În următoarea perioadă, această nouă trecere pentru pietonii urmează să fie semaforizată. În același timp, la solicitarea biroului de poliție rutieră, una din cele două treceri pentru pietonii de pe strada Mihai Eminescu amplasate în vecinătatea intersecției cu alea Zona TIC-TAC a fost eliminată. Pentru siguranța lor, dar și pentru un trafic auto cât mai fluent, pietonii sunt rugați să se conformeze acestor modificări recente și să traverseze doar prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător.